Bună seara, Ana! Bună seara, Mihai! Cât e ceasul acum în Costa Rica? Cred că este undeva 12. 12. Ai avut niște ore extrem de pline și ai încercat să strângi cât mai multe informații pentru publicul din România cu privire la cineva care a fost timp de 10 ani în România numărul 2 al sistemului. Motiv pentru care cred că informațiile sunt de importanță națională și cred că dezvăluirile pe care le vei face au o relevanță majoră. Haideți să începem această ediție cu dezvăluirea majoră pe care a descoperit-o la tribunal și să arătăm documentul. Despre ce este vorba, Ana Maria? Am descoperit, printre altele, faptul că Elena Udrea, în acest moment, ar fi reprezentată de un avocat din oficiu. Mai exact, ceea ce am găsit eu la tribunal, vorbim despre documente publice, documente care sunt puse la dispoziția oamenilor care le cer. Am găsit, vă spuneam, o solicitare din partea Elenei Udrea, solicitare făcută imediat după ce a fost reținută. O solicitare în care cere un avocat din oficiu să fie reprezentată, așa cum vă spuneam, de către un avocat din oficiu. Iată că astăzi am fost și eu la tribunal să încerc să aflu cine este exact acest avocat, însă nu am reușit încă să-i aflu numele. Asta în condițiile în care știu că cineva a fost astăzi la tribunal și a depus acte pentru ca Elena Udrea să fie eliberată. Vorbim despre acea contestație care ar trebui să fie judecată chiar săptămâna aceasta, contestația aceea la arestul preventiv de 2 luni de zile. Ana, vreau să parcurgem împreună documentul pe care îl prezentăm în exclusivitate la acest moment. Este documentul cerere din partea Elenei Udrea, un document în care se adresează, doamnelor și domnilor, ambasadei noastre din Mexic, pentru că în Costa Rica, așa cum se știe, nu există o ambasadă. Îi rog pe colegii mei să îmi dea documentul în videoul. Și în această cerere pe care o face Elena Udrea, puteți vedea, este în spaniolă, solicită avocat public, apărător public. Acesta este formularul cheie, formularul, stas pentru astfel de situații. Este făcut în 3 octombrie 2018 și, așa cum puteți vedea din titlu, formularul se referă la solicitare pentru apărător public, din oficiu. Și puteți vedea, de asemenea, din nou specificat faptul că e vorba de apărător public din San Jose și putem vedea în cererea care se face că Elena Gabriela Udrea, cu un permis de circulație care se referă la, situația de refugiat ce a fost oferită de statul costarican, cu numărul cutare, are solicitare de extrădare și solicită ambasadei române din Mexic un apărător public. Această cerere se face pe 3 octombrie pentru cererea de extrădare. Ana, spune-mi, te rog, în momentul acesta ai suficiente date a cere un apărător public, un apărător din oficiu? Vorbește despre o situație mai complicată, adică nu-și poate permite să aibă un avocat pe care să-l plătească? Poate e vorba de bani, poate e vorba de faptul că, n-ar putea să justifice sau să facă o plată prin bancă. Despre ce e vorba? Ce crezi că e, de fapt, în spatele acestei cereri? Din ce am discutat și eu și cu jurnaliștii de aici, dar și cu oficiali, această cerere ar însemna, într-adevăr, că Elena Udrea nu ar avea suficienți bani pentru un avocat. Însă, din nou, din informațiile pe care le am, se pare că ar fi 2 avocați care intră în acest dosar. Asta ar însemna că unul este din oficiu și unul este angajat. Cert este că noi avem în acest moment documentul care atestă că în momentul în care a fost ridicată de pe stradă de către Interpol, Elena Udrea a făcut o cerere de avocat din oficiu. Asta înseamnă ori că la acel moment nu avea suficienți bani, ori că acesta a fost primul gând care i-a trecut prin minte,
Însă, în acest moment, trebuie să recunosc că nu știm exact dacă mai are și un avocat angajat al ei, ci doar pe cel din oficiu. Ana, este o informație foarte interesantă, este un document ce este difuzat în România pentru întâia dată. Am o întrebare pentru tine. Ai realizat acest interviu cu logodnicul Elenei Udrea, un interviu pe care îl vom difuza în câteva minute. A fost greu să obții acest interviu? Era iubitul Elenei Udrea dispusă de acest interviu sau ai fost în situația de a insista? Ce poți să ne spui câteva cuvinte despre modul în care s-a realizat acest interviu? Imaginați-vă că am ajuns în Costa Rica înainte de a lua interviu cam cu 18 ore și am stat și am așteptat o confirmare din partea lui Adrian numai puțin de 7 ore, timp în care am văzut și locurile din preajma blocului Elenei Udrea. Vreau să vă spun că San Jose este un adevărat contrast. Dacă la 500 de metri de blocul Elenei Udrea avem și alte case luxoase, ei, la ceilalți 500 de metri avem un fel de favele. Și m-am plimbat prin împrejurimi, am tot așteptat, în cele din urmă m-am văzut cu Adrian și cam în două ore după ce ne-am văzut am reușit să realizez acel interviu, pentru că i-a fost destul de greu să vorbească. I-a fost destul de greu să vorbească sau poate că a avut nevoie de timp să se consulte cu Elena Udrea sau cu alte persoane dacă să dea acest interviu? Din câte am înțeles eu, la momentul respectiv deja se consultase cu Elena Udrea legat de acest interviu, asta pentru că eu îl anunțasem că o să vin și mi-anunțasem intenția de a-i lua un interviu având în vedere situația. Drept urmare, înțeleg că exact duminică, atunci când s-a dus să vorbească cu Elena Udrea, pentru că duminica este zi de vizită, cel mai probabil atunci s-au și consultat.